Haideți, haideți viețile mele. Dați-mi un pic de sunet, haideți, play. Auziți-le. Ce faci, mă, lăturezi? Deci aici, avem aici descendente ale pterodactililor, tirexilor. Ia uzi. Gelu Săpoi lângă mine. Salut, Gelu. Salut. Tu știi cel mai mult despre găini. Ce ți-am făcut? Tu ești... Asta e prietenul meu pe care l-am avut mai devreme în mână? Nu, acela este. El l-am avut de acolo, da. Dacă ați văzut emisiunea de la început, ați văzut ce mi-a făcut acel cocoș, care n-a fost prietenul meu. Bun, avem niște găini care sunt speciale astăzi, nu? Sunt speciale prin prisma faptului că produc niște ouă mai speciale decât celelalte păsări. Și nu numai ouă, văd că ele au luat și deci ele sunt și premiate, ele merg și la concursuri și carnea e diferită. Abia aștept să vorbim despre fiecare în parte, să vedem ce rase sunt și cred că putem să începem de aici. Aici avem găina din rasa padoană, porțelan. Padoană, porțelan, fiți atenți. Porțelan sau tricolor. Se evidențiază prin prisma faptului că are un moț foarte mare. Ia uitați-vă la cameră, fetelor. Este originală din Germania. Sunt niște păsări atent selecționate. Aia zic! Oh, stai un pic! În sfârșit! Scuze, rămâne mai aici la padoană porțelan. Așa. Și poate fi crescută în orice gospodărie. Cocoșul ajunge la 2,5 kg, 3 kg, găina la 1,5 kg, 2 kg. Noi de ce nu avem de-astea în România peste tot? Chiar ne întrebăm. Sunt agresive? Nu sunt, nu? Nu sunt agresive, sunt foarte docile. Dar fac ouă? Fac foarte multe ouă. Aproximativ. Ajung și la tine, stai acolo. Aproximativ 130-140 de ouă pe an. Pe an, da? Da. Sunt ouă diferite față de ouăle pe care le mâncăm noi în general? Nu, sunt ouă normale. Ouă normale. Ouă normale. Nu te mai, te rog eu, nu te mai impacienta că ajung la tine. Iese tata la masă, tată, dă-i cancer. Lili, stai tu acolo un pic, da? Ce-ți iau? E singur aici. Hai să vedem ce avem aici în față jos, da? Aici avem găina din rasa Araucana Argintiu. Aici. Care a fost descoperită în secolul XIX în localitatea Chile. Chile. Ce aceasta este o găină care face o de culoare albastru verzui, cu o cantitate de colesterol foarte redusă. De asemenea și carnea este cu o cantitate de colesterol redusă. Deci sunt bune pentru oamenii care au probleme cu colesterolul, nu? Sunt bune pentru oamenii care au probleme cu colesterolul, diabetul, cardiaci. De asemenea, se evidențiază prin faptul că nu are ultimele vertebre. Această pasăre nu are coadă. Nu are coadă. Nu are coadă. Și de carne ziceai că tot așa de carne este scăzută în colesterol, da? Cu o cantitate foarte mică de colesterol. Cine sunteți voi, frumoaselor auriilor care sunteți aici? Ia uite. Da, aceasta se laudă că a fost campioană la expoziția de la Pantelimon din anul 2024. Nu e ăsta. Băiatule, n-auzi? Ce avem? Găina de mătase japoneză, găina de mătase japoneză, da. E și gălăgioasă. Îl enervează ceva la tine, că el se uită mereu la tine când urlăți. Așa. Aici avem orpinton auriu, la fel și acolo orpinton porțelan. Și jos acolo e orpinton porțelan, ca să știți, fiți atenți. Aceeași rasă acolo de păsări. Bam, și aici. Originală din Anglia și a fost descoperită la expoziție în 1888-1889 în Germania. Se evidențiază prin coloritul frumos pe care îl are, cantitatea de ouă pe care o produce, 160-170 de ouă anual. Bun. Greutatea la care ajunge, cocoșul ajunge la 5-6 kg. După cum se poate vedea. Ia vezi că dacă mai faci gălăgie, te scot afară. Nu, acesta... Mamă, cât am mai exemplarul. Ceva foarte frumos. Măi, frumosule. Dar și deosebit, prin colorit. Asta e cocoș sau găină? E cocoș, nu? Este cocoș. Este băiat. Dacă vrei să le ducem la concurs, trebuie să le întreținem cumva penele? Necesită niște condiții mai speciale pentru concurs, dar nu foarte, foarte. Eram sigură. Băi, impunător. Măi, băiatule, impunător. Hai să-l ducem înapoi. Haide, așa, și ca să mergem și noi mai departe. Uite, aici am eu un preferat. Uite, preferatul lui Lili aici. Asta e cocoșul meu. Asta îmi place mult de tot. Aici este Brahma Erminat închis, găina curcan, cum mi se mai spune, prin mărimea, volumul pe care îl are. Superb. Este o pasăre deosebită și ornamentală, mai mult pentru ornament, prin prisma faptului că este și încălțată, un desen, un penaș deosebit. Încălțată. E încălțată, uite, da, are pene acolo. Să, astea nu sunt să scoatem, nu? Penele alea cumva, da.
Avem, nu putem să le scoatem, nu? Deci are pene și pe, putem? Pe are pene și pe picioare, da. Putem să le scoatem, Mili, stai aici, stai aici. Nu se întâmplă nimic. Hai să vedem pantofii, să vedem cum e încălțată. Ce încălțăminte are. Uite ce încălțăminte frumoase. De asemenea, păsările sunt arbitrate. Hai, mă, acesta este un cocoș arbitrat într-o expoziție. Bună. Unde are 93 de puncte. Le dați și nume? Da, nu, îi puneți dumneavoastră nume acum. Ce nu ți-e frică de mine? Da, el stă acolo cu... e soția lui? Da, este prietena lui. Eu care și ea e încălțată. Care și ea. Și care și ea este încălțată. Ea e mai mult pantofi decât e drăguță, și-a ales, și-a ales bine. Da. Deci de unde este asta? Originală din Germania. Frumos. Toamnă, frumos. Super. Hai să mergem mai departe. Hai, stai tu aici. Hai că stau eu aici, dacă e. Eu am grijă de asta, să nu mai vorbim. Zici că nu sunt pene, zici că e blană. Nu, jur. Nu. Aici avem o găină care zici că are blană, nu pene. Ia, ei, uite, pe găina asta pot să iau și-o în brațe. Uite, ei, zici că e pomeranian. Aici avem găina de mătase japoneză. Se evidențiază prin faptul că nu are pene, are puf. Uite-te un pic. Deci, de ce să nu mai luați câine sau pisică? Ea are 5 degete la picior. 1, 2, 3, 4, 5. Iar carnea este de culoare neagră. Wow. Uite-te un pic, la, uitați-vă un pic, stai, dacă putem să vă arătăm. Uite, da, trebuie să arătăm cumva asta, dacă uitați-vă se vede la televizor. Dar acestea nu se, se vede, mănâncă, se vede, nu? Sunt comestibile, au o cantitate... În Japonia? Nu. Sau unde? Este originală din Asia de Est, are o tradiție de aproximativ 700 de ani. Se evidențiază prin prisma faptului că are o cantitate de colesterol redusă, atât ouăle produse de ea, cât și carnea. Deci eu am auzit că se mănâncă și ciocul la un moment dat. Da, îl pregătesc la restaurantele chinezești, se pregătește absolut totul din ea, nu se aruncă nimic. Aici avem doar găină sau avem și cocoș? Acela este mascul, este masculul? Cocoș. Da. A, și el are două prietene aici. Avem cuplu peste tot, are Lili. Cuplu, da. Și aici, aici este nervosul, el a urlat. Mai da, el este tot mătase japoneză, culoarea ciocolatiu, sunt mai multe varietăți de culoare, dalmațian, alb cu negru, alb, ciocolatiu, negru ciocolată, negru albăstrui. Eu cred că el vrea afară. Da. Posibil. Dar nu, dar nu scoatem, nu? La maturitate cocoșul ajunge la greutatea de 2,53 kg. Iar găina ajunge la aproximativ 2 kg și jumătate. Dacă noi vrem să creștem găinile astea, ce condiții trebuie să îndeplinim? Nu poți așa, nu cred că mă gândesc că le duc eu la le mine țin la țară. Le țin bătătură? Poți să stea și în curte, dar ceea ce înseamnă pasăre care are pene pe picioare, cum se observă și acestea, frumusețea lor acolo este, nu poate sta într-o gospodărie care este nămoloasă. Cu... Dar deci trebuie gresie, asta este. Nu trebuie gresie, nu trebuie gresie, poate un pic de parchet, dar nici parchet. Nu necesită condiții speciale. Iarna, din păcate, noi nu mai avem ierni unde să stea în zăpadă să se umezească și noaptea să fie... foarte frig să înghețe picioarele. Da. Deci din fericire, de fapt, din fericire. Depinde cum o privești. În asemenea condiții de climă, pot fi ținute în gospodărie liberă. Pe gazon stau bine, dacă avem curte. Foarte cu ok, gazon, chiar voi indic, da. În piscină, sar. Și dacă vrei să le duci la concursul, scuze, dacă vrei să le duci la concursul, trebuie să le pregătești într-un anumit fel? Da, trebuie pregătite într-un anumit fel, în sensul că găina nu trebuie să stea cu cocoșul, să stea separat, fiindcă... dacă stau împreună, se cocoșește și îi lipsesc pene după spate. Asta este o filozofie foarte bună și pentru viață. Corect. Da. În general. Eu am o curiozitate. Cât trăiesc? În gen, cât trăiesc? Nu contează cât trăiesc în față. Asta e. Nu, cât cea mai, viața lor? Cât termin? Cea mai vârstnică găină pe care o am în gospodărie este o găină de combatant indian-englez care are vârsta de 11 ani. Genul să poți. Unde te găsesc oameni dacă vreau să înveți mai multe despre găini? Pe Facebook mă pot găsi la adresa Gelu Săpoi. Perfect. Ce? Și acolo putem să-ți scriem detalii suplimentare pentru orice. Pentru orice. Eu mi-am dat seama de ce sunt gălăgioase. Este o pasiune. De ce sunt gălăgioase? Au aflat că facem pui teriyaki în bucătărie. Cum facem, să nu? Cumva... Că facem pui în stil japonez și sunt... Protestează cumva. Da. Adică nu e bine. Am uitat să prezentăm ceva ca să se și vadă. Ia uite. O verzi? Ăla e mint? La găina din rasa araucana, acesta este ou. Ou verde? Uitați-vă un pic da, nu este de rață, este de găină. Ce drăguț! Uitați-vă la acest ou. Uite cum sunt și diferența, nu? Aici este ou de găină din rasa Brahma. Și ou verde cine l-a făcut până la urmă? Eu.
Cele de jos de acolo. Mai mult. De jos de acolo. Mulțumim frumos, Geru. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim fetelor, băieților. Mulțumim. Dați-mi voie să fiu eu cocoșul șurubel. Hai de fi tu.